greșesc. Au mai rămas astea. Vlogul de ieri se randează pe fundal. Ce vreau să vă zic, înainte să încep să mă joc probabil ultima misiune din Mafia 3 și o să vreau să filmez că oricum azi n-am filmat mare lucru pentru vlog, vreau să vă zic că mi-ați comentat mulți și mi-ați spus că vreți să avem discuțiile serioase mai des, mai ales că în ultima perioadă vlogurile nu mai sunt așa de consistente ca pe vremuri. Ok, facem, dar dați-mi subiecte. Spuneți-mi despre ce vreți să discut, să discutăm și eu o să abordez cele mai subiectele pe care cred că le stăpânesc și despre care cred că pot să vorbesc. Așa că lăsați-mi în comentarii teme de discuție pe subiecte serioase. Pe scurt, am cam luat toate cartierele, toate districtele lui, cum cheamă pe ăsta, mafiotului italian și le-am împărțit asociațiilor mei și, mamă, ce mafiot mă simt, asta înseamnă să fii mafiot. Și, mă rog, acum cred că asta e ultima misiune în care urmează să mergem să-l rezolvăm pe Gagiu. Uite o mașinuță. Mi se pare foarte tare că în jocul ăsta, dacă te lovești cu mașina de ceva, îți ia din viață și gen la orice lovitură micuță îți ia din viață. Foarte bine gândit scenariul jocului, adică ca să-l omori pe personajul negativ principal al jocului, trebuie să-l distrugi bucățică cu bucățică. Mi-a adus aminte cumva de Narcos, când ca să pună mâna pe Pablo Escobar și să-l reducă la, să-l treacă în neființă, au trebuit să îi distrugă celula criminală pe rând, adică fiecare bucățică, fiecare asociat, fiecare omuleț de sub el, underboss, a fost măcelărit. Așa și în jocul ăsta, adică ca să ajungi să-l bușești pe Lou Marcano, cum îl cheamă pe personajul negativ, a trebuit să-i omori toți șefii de sub el, care erau vreo 3 și sub ei mai erau alții mai mici și cam ca să distrugi un district trebuia să faci mai multe misiuni ca să omori câte un underboss, erau 2 pe district și cumva îi scoteai la suprafață din ascunziși în momentul în care le dădeai la joale și le opreai cash flow. Cu excepția bug-urilor, cele două bug-uri care m-au exasperat, primul cu traficul, că șoferii se tot învârt în cerc și se lovesc, conduc haotic, și a fazei când am pierdut mai multe misiuni, salvări, e super ok jocul. Grafica mi se pare bună, am văzut că mi-a zis cineva în comentarii că jocul ăsta are grafică de Vice City. No. În niciun caz. Îndrăznesc să spun că are o grafică mai bună decât GTA 5. Not wasting any time, are you? Your little rampage is going to attract attention. Attention from people I don't care to associate with. Yeah, imagine not. Thankfully, closing off your loose ends is as simple as tossing around some super grade. With any luck, this will keep them off my ass. For a little while, anyway. We're getting ahead of ourselves. There's still the matter of killing Georgie and Sal. You should get a kick out of hearing this. Who'd you say? I did it myself. Ear to ear, just like you wanted. Any sign of DeGamo? No. He's gone. I look everywhere. It's like he never even fucking existed. I'm leveraged out of the ass. Called in every favor, and none of it made a goddamn difference. We fought. I am fought. Oh, that's bullshit. We still got it. And I say we hit the streets, we go find that guy. Every little life ball of piss in this city smells blood in the water. My blood. You understand? And they step over their own mother if it meant being the one that clipped me. I wouldn't last 10 minutes out there. Don't let them come in here and fuck us. There's got to be something we can do. You call up whatever men we still have left. Tell them to meet us up there at the casino. And when
When Lincoln Clay shows up, we'll do everything we can to plant that goddamn nigga in the ground right next to us. That's what we can do. Go on, get the fuck out of here. Go! God damn it! Should have known that Marcano would go to ground at the casino. You can take the bridge up there, so it's a straight shot. You know, none of this would have happened without you. It's either this or right away in some goddamn office. And once you've killed those assholes, you come and find me. I'll be hanging around over at the Padres. You got it. You give them hell, champ. Ia uzi muzica. Coloana sonoră. Hai să ne luăm niște arme. Și o mașină mișto. What the fuck? Pe măsură ce le dai asociațiilor tăi din oraș, le dai districte în oraș și încep să-ți facă favori. De exemplu, unul dintre asociați îmi aduce mașina cu muniție la botul calului, iar altul mi-aduce o mașină super rapidă, ori de câte ori cer. Nu pot spune cu mai multe mașini, dar eu prefer tot timpul pe asta rapidă, ca să ajung mai repede din punctul A în punctul B. Sunt puțin trist că n-am putut în jocul ăsta, cel puțin până acum, nu mi-a oferit posibilitatea să zbor cu elicopter sau cu avion. Există bărci, dar nu și avioane și elicoptere. În anii 70 existau, adică... Nu-i să găsim o altă intrare. Foarte mișto la jocul ăsta că tot timpul îți oferă o variantă mai safe pe unde să intri, să nu intri chiar pe ușa principală la scandal. Mamă, cât sunt, bă, băiete. A, uite mă aici niște scări ce ai făcut. Frumos, delicat, elegant. Vedeți? Deja, cam și amortizori. Ca să fie... Bă, nene, poporul vagabond se știe de nicăieri. Gata, am mai venit. Se umplu secretul. Hai să vedem. Și pe cine mai avem pe aici de bulit? Hați. Ăsta-i fisul mafiotului. Ăsta-i fisul.
Asta îl împușcă, îl tăidează și îl împușcă în cap pe negru la început. That you had me and Ellis's backs. It was just an act. You didn't kill me because I said no. You killed me because you thought you owned me. Owned all of us. It was never about us. About my old man. My father. I'll do anything for him. Same as you and Sammy. And you understand why I have to do this. Încă o serie de împușcători. Cum mă duc după taxul? După Big Boss. Hell of a sight, eh? When I first come to this town, it was nothing more than a backwater shithole. Now look at it. Let me see your hands. Whatever was between us is over, you understand? It ended the second it was you coming up them stairs instead of my son. You want a drink? All right. Had this imported from Scotland. Single malt. Now, usually I'm a bourbon man, but I figured I'd order something with a little more class for when the casino opened. Not much of a chance of that happening now, is it? Don't look that way. Take a seat. I ain't going nowhere. Hey. Not bad. I think I still prefer Shine. You know, a month or so after my brother Lucho died, I started having nightmares. I had this one where I was on a boat. Giant wave come knock my ass overboard. I hit that water and sink like a goddamn rock. And there was another one there. Cottonmouths. Biting me all to hell. But the one that really got to me was Georgie's funeral. He's laid out in that shitty little casket. Neck cut, same as Lucho's. Yeah, that one really got to me. It'll come around again every 3 or 4 days. Got one where I'm back in Nam, sleeping in a foxhole. All of a sudden, these dark figures come out of the shadows. I try to fight them off, but they hold me down, tie my hands together, stuff a muddy rag in my mouth so I can't scream, can't warn the men sleeping next to me. And then I gotta listen as all those men die. Imagine that's not gonna go away anytime soon. No, I imagine it won't. And then this was all to try to keep mine from coming true. Look how that turned out. I buried a lot of people, more than I can count. One I never wanted to see go down in that cold ground was my son. And yet here we are. Yes. Here we are. My son is dead.
I'm not gonna apologize for what I did, you understand? If I did, I'd just be lying. I don't have it in me to feel shame for the things I've done to others. Never have. Didn't come here for an apology. Nah. But I know you didn't. Goddamn, I was right about you, wasn't I? I knew it the second I fucking saw you at the country club. Men like us, we're just wired up wrong. Only one thing we know. One thing we're good at. I won't be waiting for you, Lincoln Clay. This won't be the last time we see each other. Ce nu îl împușcă? What are you waiting for? Fucking do it. Finish this, you fucking coward. Fuck you! Deci avem două variante. Varianta 1 în care plecăm din oraș și varianta 2 în care ne ducem și continuăm să conducem orașul. O parte amuzantă e că pot să mă duc și să aleg să-mi omor partenerii sau să-l conduc alături de ei. Mă hotărăsc când ajung. Sal and Georgie are gone. After all the shit we've been through, sticlă de Jack. We run this city. Sticlă de Jack. After all the bullshit, it's almost impossible for me to wrap my brain around the fact that we actually did it. You're a fucking saint, Lincoln. And I'm honored to know you. We're not here because of what I did or because of what any of y'all did. We're here because we stood together. And as long as we stay strong, ain't no one ever gonna fuck with us. After he killed Selmer, Connell Lincoln Clay took over. But he wasn't content just to run the city, he expanded out across the South into Florida and even the Carolinas. There's so much money coming in, and he's been smart with it. He spreads it around, makes sure the right people get paid and stay paid. The city's favorite son. Hmm? Yeah. Rebuilding the Hollow. Buying up Frisco Field, reopening the theme park, all that money and goodwill, he thinks it's made him untouchable, but no one is untouchable. He might have plastered his name across a few schools and hospitals, made donations to a charity here and there, but nothing absolves him of his crimes. That's why I agreed to do this documentary. I want to shine a light on the real Lincoln Clay. Lincoln gave in to everything. Drug, booze, prostitutes, you name it. He made a dollar. He was involved. Seeing him on the news, strutting around. Sometimes I think he should have died for Sammy's with all the rest of them. There'd be a kind of peace in that. Părintele ăsta l-a scos din foc pe Regium, pe Lincoln Clay. Cum a salvat viața. Și de acolo începe toată acțiunea jocului mai mult. Oh,
Cam asta a fost jocul. Acesta a fost jocul de azi. Șmecher, șmecher joc. Păcă de bagoile alea. Gata, pa!